Avem un uh, proiect înscris pe ordinea de zi care se referă la testarea elevilor și profesorilor, a profesorilor însemnând aici toate cadre didactice uh, și auxiliare, deci învățători, profesori, educatori și personal auxiliar, în jurul cifrei de 24 de mii, dorim să-i testăm și înainte de a începe anul școlar și ulterior, pentru că așa este normal, așa cum s-a procedat în întreaga Europa. Iar pentru copii, mă refer și la preșcolari, școlari, liceeni, dar și studenți, de asemenea dorim să le oferim testare gratuită, doar în caz de nevoie. Subliniez acest lucru, nimeni nu va fi obligat, mă refer la copii, să fie testat, dar... Varianta noastră pe care o expunem public este aceea de a nu speria copiii, de a nu le induce o stare de panică, așa cum consider că va provoca ceea ce propune Ministerul Sănătății prin DSP. Suntem pregătiți să facem față unui număr în prima fază de 250.000 de teste. Am înțeles, înaintea ședinței chiar, sau au antepronunțat consilierii generali PNL și USR care au spus că nu vor vota aceste proiecte vitale pentru sănătatea bucureștenilor și anume testarea gratuită a cadrelor didactice și alevilor, nici nu mă mir că au făcut acest anunț pentru că ei susținând un guvern care a făcut afaceri în pandemie, care pur și simplu a oripilat o întreagă Europa cumpărând măști de 100 de ori mai scumpe, care are în fruntea Ministerului Educației o persoană care nu a pregătit absolut nimic pentru începerea anului școlar și care vorbește cu grave greșeli gramaticale. Deci nu mă mir că au anunțat că nu votează. Se înscriu practic în politica pe care au avut-o de patru ani de zile împotriva cetățenilor din Municipiul București.